de către instanță. Așa și trebuie să facă Autoritatea Națională de Integritate. Trebuie să iei în considerare toate datele prezentate de către instituțiile publice, precum și de către persoana verificată. Doar că examinând actul de constatare, eu constat că n-au fost luate și de anume din aceste considerente pentru a stabili adevărul și a dovedi că calculele prezentate pe domnul Candu sunt veridice sau nu sunt veridice, poate ceea ce au făcut ani este veridic. Deci avem nevoie de atrage unui specialist care se pronunță în privința aceasta. Fiindcă este o interpretare diferită a cifrelor și regulilor contabile de către două persoane diferite. Autoritatea și respectiv persoana verificată. Deci, solicitarea mea scrie opționarea în fața expertului propriu, acolo mi-a următoare întrebări. 4.1 de la cele dumneavoastră, 4.2. 4.9. De la 4.1 până la 4.9. Deci, două întrebări, da? Da. Și sunteți de acord să le fac. Da, mai mult, dacă îmi permiteți, examinând obiectele, am constatat că Autoritatea Națională de Integritate invocă că actul ANI a stat ca temeie pentru pornirea urmăririi penale pe îmbogățire ilicită și n-are decât în cadrul urmăririi penale domnul Candu să-și dovedească nevinovăția. Deci este foarte strană această abordare. Deci noi aici examinăm procedura administrativă și examinăm actul administrativ. Deci, ulterior, se va clarifica și în procedura penală, în cazul în care va fi găsit. Acțiunea de integritate privind anularea poziției constatare din un articol 2022. Se numește efectuare expertiză financiară contabilă care va fi efectuată de către experți în cadrul Centrului Național de Expertiză Judiciară al Ministerului Justiției, cu sediul în Chișinău, stare la rece. Mult, toate întrebările vă adresați către Autoritatea Națională de Integritate. Este persoana responsabilă care o să vă dea toată informația suficient în cazul dat. Pretențiile clientului dumneavoastră Candu, care sunt față de ANI? Ilegalitatea la actului de constatare. Și ce costă ilegalitatea? Constă în calcule eronate și interpretări greșite. Dar ce sume au invocat? Că ar fi... În jur de 4 milioane. Și domnul Candu ce spune? Deci toți banii sunt proveniență legală și sunt declarați și prezentați Autorității Naționale de Integritate. Deci consider constatare falsă, ilegală? Este o constatare ilegală, pe motivul că se interpretează diferite cursuri ale valutare, diferite sume sunt calculate de două ori și așa mai departe. S-ar fi făcut vreo, cu un scop, ar avut vreo scop? Nu cunosc scopul. Deci pe numele Candu este un dosar penal pornit pe bucăsării licită și la ce etapă? Nu uita, băi, domnule, că nu. La constanță și la contestarea contractului de către Autoritatea Națională de Integritate, care se bazează în principal calculul contabil, deci noi am invocat alte calcule și erori de calcul și de interpretare contabilă din partea Autorității Naționale de Integritate, respectiv pentru stabilirea adevărului și pentru verificarea tuturor acestor constanțe sunt necesare cunoștințe speciale în domeniul financiar contabil și în aceste instrumente spunem în principiul articolului 10. Au fost administrativ, am format cererea denumirea expertizei financiar contabile cu adresarea expertului întrebărilor care sunt menționate în cererea denumirei stabilei. Cu referire la obiectul care ne-a invocat Autoritatea Națională de Integritate, am făcut îmi pare că sunt foarte interesante interpretarea că numirea expertiză ar invalida și ar face, ar duce la ilegalitatea actului, ceea ce în opinia mea nu este niciun echip. Deci noi încercăm să stabilim adevărul să se expună în acest domeniu cu privire la materia care necesită cunoștință. Și ce cine de expert aveți vreo în această instanță, deși eu îmi cer, m-am expus, pornind de la legea privilegiilor judiciară, statul de expert judiciar și solicităm numirea în cadrul Centrului Național de Expertiză Judiciară, desemnarea expertului, lăsăm la latitudine directorului de acest centru, de exemplu, de volumul de acest centru. Ați expus așa, da. Dar acolo sunt mai mulți experți. Aveți cumva... Nu avem o preferință. Da. Oricine din lista expertului... Deci care nu obiectați la oricare expert. Nu. La atestanța materiale de cauze a fost anunțată referința cu motivele de fapt și drept evocate. Noi, până la urmă,
Considerăm că cererea urmează a fi respinsă, din mai multe argumente care sunt menționate, dar unul din cel mai mare argument forte este că la materialele cauze sunt acele rapoarte de expertize prezentate de însăși reclamant. Vreau să menționez că în dosarul volumul 2, fila 328-329, în dosarul numărul, volumul numărul 2, fila 330-332, prin care au fost prezentate cele rapoarte contabile de către reclamant. La momentul efectuării sau la momentul controlului efectuat de către inspector, au fost luate toate aceste argumente de prezentate de către... Am combătut argumentele de fiecare argument în parte. Da, unor atestază. La momentul prezentării expertizei, de către inspector au fost luate toate argumentele prezentate și combătute în actul de constatare. Acest aspect. Mie mi se pare că sunt strane interpretare a anii. Eu am studiat destul de minusos procedura administrativă. Dar în acest caz nu există anexată nicio expertiză și reclamantul nu a prezentat nicio expertiză. Reclamantul a solicitat părerea unui specialist care l-a consultat și reclamantul personal a întocmit aceste calcule. Deci calculele nu au fost făcute de expert. Deci urmarea a consultărilor specialist. La materiale nu există nicio expertiză. Deci, eu aș fi vrut să văd această expertiză. Nici nu sunt rapoarte, sunt doar niște tabele cu niște calcule care au fost semnate de către reclamant. Deci nu merge vorba despre expertiză. Expertiza judiciară presupune o procedură separată, prin întâmpinarea expertului, de răspundere și așa mai departe. Deci, dacă ANI consideră că acelea sunt expertiză, atunci ce îți pare strană. Sunt într-adevăr tabele de către experți prezentate, semnate de către ei și de către domnul Candu, dar noi, asta a fost ca probe prezentate în perioada controlului. Și vreau să menționez încă un alt aspect. Dacă se dorea în mod insistent atât de tare prezentarea unui raport, de ce nu a solicitat domnul Candu la momentul efectuării controlului din partea autorității naționale? În rată instanță, la fel la dosarul 328-29, volumul 2. Volumul 2. Da. La fila referinței mele, pagina 4, la fiecare volumul 2. Dosarul administrativ. Da, dosarul administrativ. Așa, dosarul administrativ, volumul 2. Așa. 330-332. Sunt prezentate cele rapoarte care demonstrează că precum că sunt alte sume bănești sau alte sume care îi invocă tot reclamantul. În rata stanță, eu am văzut, eu... Niște tabele cu calcule prezentate de către domnul Candu, da? Și dacă au fost luate... De ce ne-s întocmite... În rata stanță, au fost niște calcule prezentate de către domnul Candu, care au fost luate la efectuarea controlului. Au fost luate ca bază. Au luat în considerație fiecare sumă care a fost menționată în calcul. Și combătut prin actul de constatare. Bază datele prezentate de către... Așa și trebuie să facă Autoritatea Națională de Integritate. Trebuie să iei în considerare toate datele prezentate de către instituțiile publice, precum și de către persoana verificată, doar că examinând actul de constatare, eu constat că n-au fost luate și de anume din aceste considerente pentru a stabili adevărul și a dovedi că calculele prezentate pe domnul Candu sunt veridice sau nu sunt veridice, poate ceea ce au făcut ANI este veridic. Deci avem nevoie de atrage unui specialist care se pronunță în privința aceasta. Fiindcă este o interpretare diferită a cifrelor și regulilor contabile de către două persoane diferite. Autoritatea și respectiv persoana verificată. Deci, solicitarea spre soluționarea în fața expertului propune o acolo următoare întrebări. 4.1 de la cererea dumneavoastră, 4.2. 4.9. De la 4.1 până la 4.9. 9 întrebări, da? Da. În față de scăpare. Și suntem de acord să le aflați. Da, mai mult, dacă îmi permiteți, examinând obiecțiile, am constatat că autoritatea
Autoritatea Națională de Integritate invocă că actul ANI a stat ca temei pentru pornirea urmăririi penale pe îmbogățire ilicită și nu are decât în cadrul urmăririi penale domnul Cantu să-și dovedească nevinovăția. Deci este foarte stranie această abordare. Deci noi aici examinăm procedura administrativă și examinăm actul administrativ. Deci ulterior se va clarifica și în procedura penală, în cadrul care va fi. Nu stau de părerea, colegul meu, și sunt de părerea că nu trebuie să fie școală inadmisibilă în cererea asta, putem efectuarea unei noi expertize. Mai mult, cum sunt menționat... De ce noi? Și a fost multe expertize, nu a fost? Nu noi. Am în vedere că cererea... Cărnerea unei expertize. Da, m-am întrebat cu trebuie. Dat fiind faptul că în cadrul procedurii de control în sine au fost prezentate date de toate acestea și ținut de rapoarte de expertiză, care inspectorul de integritate le-a luat în calcul. Deci chiar la acea etapă, cum a spus colega, urma de ce n-a intervenit cu o solicitare de acest gen ca să facă o expertiză chiar de către un specialist sau de către o instituție. Păi, nu a făcut-o în dreptul părții, o face astăzi. De ce în altă stanță, legea spune clar că la momentul controlului de către subiectul de care trebuie să prezinte toate actele în baza care e justifică toți banii care sunt ordinați de către acestea într-o anumită perioadă. De ceea ce a fost făcut de către subiectul de părere, au fost prezentate toate dovezile confirmatoare care au fost luate la apreciere din partea inspectorului de către integritate. Ele au fost prezentate la moment atunci în perioada controlului. La orice etapă s-a solicitat acel punct de vedere care au fost iarăși combătute către domnul Cantu. Adică au fost prezentate puncte de vedere la fiecare pas unde au fost întrebări pe partea inspectorului de integritate. Da, instanța se întreabă.